Cu așa emoție și dispoziție, elevii treptei primare ai Liceului Teoretic Mihai Eminescu din orașul Căușeni au încheiat anul de studii. Ultimul sunet de clopoțel a fost dat de câțiva elevi, care au făcut ca simbolul încheierii anului de învățământ să fie auzit de toți cei prezenți la careu. Acum, împreună, vom onora imnul de stat a Republicii Moldova, urmat de imnul liceului. Dragi elevi, în drumul parcurs prin labirinturile cunoașterii ați avut drept călăuză Maria Sacartea. Și dacă misiunea voastră este de a învăța și de a acumula cunoștințe trainice, am avut certitudinea că ați reușit, dovada faptului fiind zecile de diplome pe care le-ați ridicat sau le-ați ridicat astăzi în sălile de clasă. Îmbrăcați în culorile reprezentative ale unității școlare, copiii absolvenței claselor a patra au pregătit un adevărat spectacol. Evenimentul a fost marcat și de o serie de melodii patriotice interpretate de cei mici. Anul așa, bine, au mai fost câteva emoții, poate mai puțin plăcute, dar aceasta este copilăria, aceasta este școala, aceasta este aceea ce ne pregătește pentru viață. Unele șoti, unele mici, poate realizări frumoase, oricum aceasta face un tot întreg. Copiii au fost bravo, s-au susținut examenele foarte bine. Suntem emoționați și eu ca învățătoare și copiii și părinții și bunicii. Învățătoarea acestei clase a decis chiar să îmbrace copiii în port național, accentuând odată în plus valoarea patrimoniului cultural al neamului. Într-adevăr a fost o sărbătoare foarte mare astăzi, că plecăm. La careu, într-adevăr, am primit niște emoții pozitive, dar pozitive fiindcă pleacă. Pleacă, 4 ani am muncit, am fost împreună întotdeauna și la bine și la greu. Deci drum bun copiilor mei și se dă Doamne sănătate și succese mai mari în continuare. Cei mai emoționați în această zi au fost părinții, care afirmă că a fost un an plin cu de toate. Iar copiilor au demonstrat performanță. Astăzi m-am trezit binecuvântată. Sunt fericită că au trecut aceștia 4 ani cu dăruire față de carte, cu învățătură, cu succes la mai mult și la mai mare pentru toți cei care au absolvit 4 clase. Părinții copiilor din clasa a patra spun că această generație a întâmpinat mai multe dificultăți. Clasele 1 și a 2 au studiat-o mai mult în format online din cauza pandemiei, iar ulterior au trebuit să recupereze foarte mult. Chiar și așa, copiii au obținut rezultate notabile și au depus multă muncă. Orice copil întâmpină greutăți, dar de emoții sunt foarte, foarte frumoase, pentru că nu pot ca să nu fiu de la primul copil și până la patra, în tot anul, la 1 septembrie și la ultimul sunet prezent, pentru că mă simt și eu leac copil. N-am avut probleme, am reușit, e cu succes a fost totul. Foarte bucuroși, dar într-un adâncul sufletului suntem și ca părinți ne uităm cu copiii în întreg, sunt mai mari ca noi. La rândul lor, copiii spun că așteaptă cu nerăbdare vacanța mare și că au deja planuri. Cum sunt emoțiile noastre, copii? Foarte bune! Extraordinare suntem! Sunt pozitive, dar triste că plecăm. Diferite tabere putem la bunici.
să mă duc la bunica să... să mă duc la bazin, să mă joc, să mă duc la bunii. Eu vreau să mă duc la tabără. Vreau să petrec vara cu prietenii mei. Să mă duc la o călătorie. Potrivit cifrelor oficiale oferite de Direcția Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism a Raionului Căușeni anul acesta, 715 elevi din tot Raionul Căușeni absolvesc treapta primară, adică clasele a patra.